Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Negru-Vod au depistat un cetățean român pe numele căruia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile germane pentru comiterea mai multor infracțiuni privind proprietatea. În data de 21 iunie, în jurul orei 8, în punctul de trecere a frontierei Negru-Vod, garda de coastă, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților specifice un cetățean român. În vârstă de 42 de ani, domiciliat pe raza județului Constanța, conducând un autoturism înmatriculat în Bulgaria. Cu ocazia efectuării controlului specific, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele persoanei în cauză era emis un mandat european de arestare de către autoritățile germane pentru săvârșirea unor infracțiuni privind proprietatea. Polițiștii de frontieră au luat măsura întreruperii călătoriei bărbatului, acesta urmând a fi predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.